Salut! Bine ați venit la un nou Deserticast. De data asta suntem cu Alex, un arhitect. Salut! Salut! Care a răspuns provocării lansate în ultimul interviu, în discuția cu Radu Stochiță, în care am ridicat problema altor organizații de breaslă care reprezintă lucrătorii, în speță organizațiile care reprezintă profesiile liberale. Așa că astăzi vom vorbi despre Ordinul Arhitecților din România, ce face, cu ce se ocupă și cum e meseria de arhitect în România. Da. Da. E o întrebare largă. Care din ele? Cu ce se ocupă Ordinul sau cum e meseria? Cum e profesia? Da. Uite, probabil de introducere așa. Uh-huh. Eu am avut oarece experiență politică limitată de organizare, uh-huh, de formare de partid de asta. Ca partid de stânga, una dintre dilemele care ni s-au pus e problema muncitorului în România. Că clasa, uh-huh, muncitoare este foarte dezagregată, alienată și neorganizată, iar așa ajungeam să ne adresăm numai oamenilor middle class, să zicem. Middle class, o concepție culturalistă, adică în principiu oameni cu facultate. Asta e concepția de middle class. Eu ca om middle class în concepția asta și înconjurat de alți oameni middle class în concepția asta, eu sunt oricum mai privilegiat fiind programator. Deci am eu sunt arhitect, am pornit privilegiat din start, așa. Ok. De exemplu, partenera mea și cam mulți dintre, uh-huh, prietenii ei de facultate au făcut facultatea de arhitectură. Nu toți sunt arhitecți încă, adică nu au drept de semnătură. Conform legii se cheamă arhitect odată ce au absolvit. Au voie să-și spună arhitect. Nu au ce face cu statutul, da. Dar nu pot să zic că sunt extraordinar de privilegiați. Adică nu e ca și cum au foarte mare libertate la locul de muncă. Privilegiați în sensul în care odată ce erau foarte puțini colegi de-ai noștri care să vină din medii precare sau măcar semi-precare la facultatea de arhitectură. Adică, în general, dacă faci 6 ani de facultate de arhitectură, ai o familie care își permite să te întrețină mai mult decât media, să zic, în sensul ăsta. Poate că greșesc și poate că... Dar e o facultate scumpă și na, cu ani mulți până când ajungi să câștigi un ban din ea și la început și aia sunt puțini. Apropo de ce zici cu ordinul și, uh-huh, protecția pe care o asigură muncitorilor în sensul ăsta arhitecturii. Da, și tocmai de aceea mulți dintre oamenii ăștia de care zic trebuiau să-și ia ori un alt job în timpul facultății, ori să facă proiecte pentru colegi, ori să conteze foarte mult pe ajutorul familiei pe care îl dădeau îndatorându-se sau muncind ei mult mai mult, așa ca un soi de Hail Mary, că uite, ajutăm copilul să reușească în meseria asta care la un moment dat o să fie bănoasă, dar da, eu chestia asta cu cine are acces la meseria asta și de unde vine, uh-huh, privilegiul, dacă privilegiul e dat de meseria în sine sau de familie. Da, până la urmă, aproape oricine face studii medii, adică middle class-ul ăsta, chiar și în sens culturalist, de foarte multe ori, din punctul meu de vedere, ajunge să fie neapărat că provin dintr-o familie privilegiată, dar cu siguranță, e foarte probabil să nu provin dintr-o familie hiperdefavorizată dacă reușești să ai acces la studii superioare. Cu atât mai mult, studii superioare, asta zic, de șase ani cu cheltuieli mari pe lângă taxele de școlarizare, care nu sunt neapărat foarte mari la arhitectură, dar ajuns să cheltui pe proiecte, pe vremea când eram noi în facultate, acum cât 11-12 ani, ajungea un proiect să coste 300-350 de lei din printuri, machete, laptop pe care trebuia să poți să rulezi un program de arhitectură, deci trebuia o placă video bună. Erau cheltuieli mari pe care, din fericire pentru mine, și sunt conștient de chestia asta, nu le-am simțit niciodată pentru că aveam pe ai mei care mă încurajau să fac facultatea de arhitectură și care au fost suficient de empatici cât după ce am terminat să nu mă dea afară din casă să mă trimită la muncă, ci să mă lase să fac și masteratul de antropologie de la SNSTA, știi? Încă 2 ani pe cărcalor, ceea ce ajunge copilul la 27 de ani cu facultatea de arhitectură terminată să gândească și acum ce o să fac.
Dar întotdeauna aveam confortul că indiferent cât de rău o să fie, nu o să fie niciodată foarte rău. Cam asta vreau să zic. Apropo de tipul de privilegiu pe care l-am avut eu în sensul ăsta. Inclusiv când ne-am apucat să ne facem biroul de arhitectură, cam aceeași. Întotdeauna ai cumva în spate ideea asta că în cel mai rău caz, ce o să întâmple? O să mă mut din nou cu ai mei. Da, e nasol, e adevărat, la 35 de ani să mă mut înapoi cu ai mei. Dar nu e atât de nasol pentru că am unde să mă mut. Adică, na, am privilegiul unui safety net, asta e ce încerc să zic. Și Da, cred am că înțeles, am înțeles. suntem foarte mulți care avem privilegiul safety net-ului ăstuia în arhitectură, pentru că altfel nu-mi explic cum funcționează de realmente în multe situații nu-mi explic cum supraviețuiesc colegii noștri la propriu. Adică mi se pare că numărul de ore de muncă și salariile din piață sunt suficient de mici încât fără ajutor să nu înțeleg. Adică nu, realmente nu înțeleg. Uite, asta e o chestie pe care cred că merită Da. detaliată. Da, noi ne-am, apropo de, tot așa, ca să țin cu seria de privilegii de la care am pornit eu, după ce am terminat facultatea și am făcut masteratul, am plecat 2 ani jumate în Canada și când ne-am întors am hotărât că nu ne angajăm, ci că ne facem biroul nostru, pentru că tot feedback-ul pe care l-aveam de la toți colegii de facultate e că e o lume rea, în care se simte criza foarte tare, deși trecuseră 7 ani. Asta era principalul pretext al angajatorilor să plătească puțin, ore foarte multe, weekenduri, niște lucruri cu care nu eram deloc obișnuiți pentru că nu lucrasem deloc în România. Și atunci am zis, asta nu e normal, noi o să facem așa. Și na, toate eforturile biroului nostru e să nu ținem pe nimeni la serviciu sâmbătă, duminică sau peste program. Și nu e industrie în care e tipic sau ușor să faci chestia asta, dar eu zic că se poate și cred că ar trebui, dar trebuie să fie, din păcate e o chestiune care ține foarte tare de voința individuală a angajatorului și dispoziția lui de a direcționa lucrurile în sensul ăsta. Pentru că e foarte ușor, din punctul meu de vedere, să exploateze arhitecți. În general ne place ce facem, suntem pasionați de lucrurile la care lucrăm și atunci nu e foarte greu să-i convingi să stea peste program pe oameni. E din potrivă, cam trebuie să-i trimiți acasă, pentru că e o tendință de asta. Serios, adică na, e o chestie care se întâmplă în fiecare seară. La 6 trebuie să cam evacui un birou, pentru că lumea nu pleacă, na. Atmosfera e plăcută, nu muncești neapărat pe brânci cât ești aici. Nu era și la facultate. La facultate ajungeam să stăm 14-16 ore pe zi, la atelier, aia era. Nu. Ce să faci altceva? Și așa aveai mult de lucru. Evident că nu lucrai atâta, că n-ai cum, că e razna, dar e plăcut așa. Dar de asta zic, e cumva, și sunt locuri în care nu lucrezi, mă rog, din câte știu eu, experiența mea încă o dată e relativ limitată, arată foarte diferit statutul angajatului în domeniul ăsta. Și în general cu ideea asta că, bă, asta e industria, tu ți-ai ales meseria, știi, o individualizare de asta, o responsabilitate căzută pe individ, dincolo de normele firescului. Nu pot să-i reproșez unui copil de cât aveam, 16 ani când am hotărât că fac arhitectură, că mi-am asumat că toată viața trebuie să muncesc sâmbătă. Serios? Da. Justificarea asta cu, pe de o parte că toți ai ales meseria, pe de altă parte cu, nu e chiar muncă că faci ce place, asta este de fapt o chestie care e peste tot în zona asta. Și Da. în, de exemplu, ce e mediatizat acum, măcar prin presa, prin afară, e vorba de industria jocurilor video. Și asta este Exact. una dintre justificările aduse de angajatori și de manageri pentru a impune cam un regim de lucru foarte similar. Da, exact. Și cred că tocmai ideea de a individualiza problema asta nu neapărat doar la nivelul angajatului, dar la nivelul breslei și a meseriei și a Corect. tipul de profesiei. Că o face să pară ca ceva deosebit, când de fapt e o formă de gestionare a forței de muncă care e relativ universală. Cel puțin în meseriile astea liberale, mai pe industriile gândirii și a informației și nu neapărat. Da, fără discuție. Și problema e cumva că ești foarte bine educat. Nu știu dacă în industria jocurilor video e aceeași poveste sau în alte industrii creative, habar n-am. Dar noi pornim cumva, mai degrabă, uite, apropo de ce mă întrebai de ce zici de ordin, că nu are un rol în sensul ăsta sau așa.
mai degrabă decât ordinul, aș zice că e mai de devreme, chiar de la meditațiile pentru facultate. Pentru facultatea de arhitectură, acum înțeleg că se fac aproape 3 ani de meditații înainte. Pe vremea când am dat eu, se făceau 2. Dar de cam atunci înveți cumva că e ucenicie, că trebuie să tragi tare, că na, încă de pe vremea când erau ai mei în facultate, ca să revin la trecutul meu privilegiat, că și ei tot arhitect sunt, era un soi de banc care circula cu niște viermi care mănâncă un cadavru și mama viermele spune copiilor, cine nu papă bătăturică, nu mănâncă ochișor. Exact povestea asta o auzeam și noi continuu, cu cine nu papă bătăturică. Erau mulți profesori care făceau gluma asta. Și asta era, știi, bă, asta e travaliu, e muncă multă, nopți nedormite, dar nu o să poți să faci monumente de arhitectură altfel. Și atunci, cumva, la un moment dat, fie renunți la ideea de a mai face monumente de arhitectură sau de a mai face arhitectură vreun pic, sau trăiești în filmul ăsta în care e o chestie de meritocrație, în care pentru că muncești mult ajungi în față, câștigi proiecte mișto, devii celebru și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă te uiți la cum arată orașele României de la Revoluție încoace, nu sunt, aș zice că nu sunt dramatice îmbunătățirile, ca să fiu simpatic cumva cu, și să fiu empatic cu breazla. Aș zice că lucrurile merg într-o direcție senzațională sau că, na, dar mă rog, asta e tranziția valabilă pentru toată lumea. Nu cred că e vorba numai de asta. Ca să extind cumva la alte domenii, de exemplu la programare, la ce mă confrunt eu, foarte mult muncă care trebuie depusă nu e neapărat munca de inovare sau de făcut chestii monumentale. E vorba de menținere, de îngrijire, de mapare a lucrurilor care deja există. Adică Da. toți arhitecții fac monumente arhitecturale și nu cred că poți să te aștepți ca toate clădirile dintr-un oraș să fie monumente de arhitectură, să fie mega concepte. Ba mai mult, cum e și la voi, cu siguranță, chiar și la monumente, de multe ori ajungi să trebuiască să rezolvi WC-urile, să rezolvi scările de evacuare, să rezolvi locurile de parcare din subsol, chestii care nu au nicio treabă cu monumentalitatea sau conceptul. Sunt niște lucruri tehnice pe care le încerci într-o mie de feluri, mai un puzzle complicat pe care încerci să-l așezi să funcționeze. E adevărat, poate că uneori lucrezi la un monument la care merită efortul pentru că ți iese monumentul la sfârșit. În alte situații, pur și simplu trebuie făcute că altfel nu funcționează lucrurile. Plus, nu știu, chestia de asta de colaborare cu alte lucruri. Uite, de exemplu, ce tot face partenera mea acum, planuri pentru pompieri, pentru ISU. Stai, lucruri de genul ăsta care trebuie făcute. Îmi pare rău să aud. Da, știu. Da. Da, asta e. Sunt multe care trebuie făcute. Bun. Și aici, dacă vrei, e și un pic, probabil miza ordinului. Atunci când s-a înființat povestea asta, tocmai fusese adoptată legea care definea profesia de arhitect în 2001. Și prin asta era nevoie de un organism care să controleze profesia de arhitect. Și n-au vrut să folosească Uniunea pentru chestia asta, dar nu știu să, n-am nicio explicație, nu știu care e motivul. Și atunci s-a înființat ordinul. Deci asta undeva în 2001-2002, ceva de genul ăsta. Iar dreptul de semnătură a început să intre în vigoare ceva mai târziu, da, relativ repede după. Dar asta e povestea, că el a fost înființat și ca un corp de control al Breslei, adică n-a fost neapărat doar o organizare, oricum n-a fost o organizare grassroots de niciun fel, și mai degrabă a fost o organizație care să dea dreptul arhitecților să-și exercite meseria și să controleze modul în care își exercită meseria. Și atunci, da, aici au o problemă cumva cu vulnerabilizarea, pentru că n-au făcut niciun fel de demers în sensul ăsta. Și na, la ordin, dintotdeauna, oamenii au fost foarte drăguți și acum e o conducere foarte mișto la ordin. Sunt foarte mulți oameni foarte mișto. Problema e că foarte mulți dintre ei au o viziune de asta despre breaslă și meseriile liberale, ca și cum am trăit, nu știu, în anii 20 sau 30, în care știm că trickle-down economics funcționează și încep încet, încet, te remarci prin faptul că ești foarte competent, ajungi să câștigi niște proiecte mari pentru că cererea se întâlnește cu oferta și cu calitatea și cu povești de tipul ăsta și uite cum ajungi să fii un mega arhitect. Și asta e tipul de practică pe care îl apără ordinul, numai că ea nu există. Și atunci s-a oferit foarte tare de orice fel de alte imixtiuni în piața liberală de arhitectură. De altfel, inclusiv în lege spune că onorariul se negociază liber între client și arhitect.
Și problema e că la un moment dat, prin anii 2000, făcuseră un proiect de tarifare în care măcar să ai niște tarife de referință, să știi cam cât valorează o oră de arhitectură, cam cât valorează din valoarea unei investiții și așa mai departe. A dispărut între timp inclusiv proiectul ăla de pe site, mă rog, în urmă cu niște ani, nu știu când a dispărut, că îl căutam astăzi să văd dacă mai există sau nu. Dar problema e că, na, dacă ar trebui să angajezi un arhitect în momentul ăsta, ca autoritate contractantă, indiferent că e privat sau public, nici nu știi cât să bugetezi chestia asta, că n-ai de unde să afli. Practic, e atât de netransparent cât costă un arhitect, încât e foarte greu să zici, bun, și cam cât ar trebui să fie chestia. După care, altă chestie unde mi se pare că ar putea să fie mai mult de lucru, și acolo din nou nu e vina ordinului, el e tot așa vina, mă rog, e mult spus. El face parte dintr-o structură. E și vinovat și nevinovat în același timp. E și victimă și abuzator. Statul român nu prea contractează proiectare cu adevărat și arhitectură. Cumpără mai degrabă printr-un soi de... Na, cumpără design build. Asta înseamnă că, de fapt, zice vreau o grădiniță cu 6 clase și angajează un antreprenor general care să construiască o grădiniță cu 6 clase. Ori nu știe cum arată grădinița, ce are nevoie ca grădinița aia să funcționeze, îl întreabă pe antreprenorul general care întreabă proiectantul. Ori problema e că în momentul ăla, de fapt, ajungeți să vândă întotdeauna cel mai ieftin model posibil de orice, că na, te duci la cine nu trebuie. E prea... Arhitecții ar trebui să fie și ei contractați separat. Și aici ordinul o comite destul de tare, pentru că vede ca cea mai bună variantă de, și asta poți să vezi și pe cam cât de mult despre concursuri e pe site-ul Oare și site-ul Oare București și așa mai departe, vede concursul ca fiind soluția optimă pentru a obține arhitectură de calitate. Și așa o și argumentează, că concursul produce multe idei și concurență pe piața ideilor și ce mișto o să fie, o să poți să iei cea mai bună decizie din nu știu câte variante și așa mai departe. Problema e că, de fapt, ce spui e că niște oameni trebuie să voluntarieze niște sute de ore unei autorități publice sau private care urmează să facă o construcție, în speranța că trei din ei o să fie plătiți, dintre care numai unul pentru proiect, restul pentru idee, cât e premiu, știi? Și, na, pe lângă faptul că majoritatea concursurilor organizate până acum la noi nu s-au și executat, sau oricum nu s-au executat în forma în care au fost câștigate, e problema asta de când justifici mai ales prin cuvinte de tipul că pentru arhitecții tineri e o oportunitate extraordinară să se facă remarcați într-un domeniu și să-și construiască portofoliu, na, e fix ce pățesc toți din industriile creative, fontul-mi e desenele astea și eu o să te fac cunoscut tuturor prietenilor mei și o să ai de lucru că nu se poate după. E adevărat, tot pe gratis, că și ei o să zic același lucru. Să construiești un portofoliu pe care să poți să-l prezinți lumii și să te mândrești cu el. Și nu e singura variantă de achiziție, inclusiv prin concurs. Dar ordinul nu a reușit, cel puțin până acum, să negocieze alte variante. Există și concursuri restricționate, care e adevărat, pentru arhitecții tineri sunt dezavantajoase, dar toată lumea e plătită pentru munca pe care o face. Pentru că selecționezi 6 birouri care să-ți facă o idee, nu cer tuturor să vină cu, cum îți zic, cu ore foarte multe. Plus că mai e și problema că de cele mai multe ori rezultatul cel mai bun de la un concurs nu e neapărat rezultatul optim așa cum l-ar vrea beneficiarul clădirii ele. E cel mai bun rezultat oferit de un arhitect. E foarte autoritară cumva poziția. Cineva ne întreabă, ne pune o întrebare și noi dăm o singură variantă posibilă de răspuns și el și-o alege pe aia care îi se pare cea mai mișto. Nu înseamnă că e cea mai mișto, nu înseamnă că e optimă, nu înseamnă că e cea mai bună, nu înseamnă că își dorește vreuna din ele. E, na, aia e. Zi-mi pe care e life cycle-ul arhitectului, că ai început cu asta, meditațiile pentru facultate, facultate. Așa, da. Deci meditațiile pentru facultate, care pe vremea când eram eu în liceu, se începeau din clasa a 11-a, cred că într-a 11-a făceam o dată la 2 săptămâni meditații, după care într-a 12-a în fiecare săptămână. E un cadru organizat în care se fac chestiile astea. E o formă centralizată de... Sau e pe cine cunoști? Pe cine cunoști, ajungi la cineva care te recomandă cuiva și ajungi la un profesor care are rezultate bune în principiu la admitere, cam așa funcționează. Unii din meditatorii ăștia sunt instituții în domeniu, și zic instituții că na, o vechime de 40-50 de ani, adică sunt meditatori care, nu știu dacă ei personal, dar brandul a dăinuit încă de pe vremea când se pregăteau ai mei pentru admitere, știi? Deși s-a modificat destul de mult examen. După care facultatea, 6 ani
să zic, 5 ani intensiv, după care anul 6 oarecum de diplomă și cu o lună de cursuri condensate. După care, după ce termin facultatea, devii arhitect diplomat și după ce devii arhitect diplomat, te duci și te înscrii la Ordinul Arhitecților cu condiția să ai un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la vremea la care am terminat noi facultatea. Asta a fost unul dintre motivele pentru care am și plecat. Pe vremea aia lucram la un ONG, făceam muncă voluntară. Când zic noi, tot timpul zic noi că sunt eu și prietena mea care am avut exact același parcurs. Nu sunt complet biliu, nu mă cred cezar. Asta e. Ca arhitect trebuie să cotizezi la ordin Da, sau... da, 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 da. Și la Uniune, da, mă rog, de Uniunea, la Uniune cotizează mai puțin, că ți-am zis, sunt mai puțin. Nu e. E voluntară înscrierea. Mă rog, teoretic și la ordine voluntară, dar... Da, diferența e că Uniunea nu-ți dă drept de Da. semnătură, prin urmare e și mai voluntară, să zic așa. Practic, în Uniune, cred că majoritatea poate spun tâmpenii și, da, o să mă anunțe cineva de chestia asta cu siguranță. Cred că foarte mulți arhitecți se înscriu pentru pensie. Pentru că primești o pensie echivalentă cu 50% din pensia cu care ieși la pensie. Ceea ce, na, poate fi o sumă semnificativă. 50% din pensia pe care o ai de la stat. În plus față de pensia aia, știu. Ceea ce transformă chiar și pensii medii în pensii mari și na, pensii mici în pensii medii și tot așa. E ceva, e ceva 50%. Așa, și am avut ocazia asta cu plecatul. Eram la un ONG care na, făcea arhitectură socială. Nu făcea cine știe ce arhitectură socială, dar mă rog, aia pe care o făcea nu se considera experiență de practică relevantă pentru dobândirea dreptului de semnătură. Pur și simplu pentru că nu aveam un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Și atunci am hotărât că nu ne mai înscriem în niciun ordin și plecăm. Și am plecat, am stat 2 ani jumate, după care am hotărât că ne întoarcem pentru că ne expirau permisele de muncă și asta era planul inițial. Plecăm, stăm un timp departe, poate nici nu mai e pretextul ăsta al crizei financiare să omoare orice fel de speranță de angajare pe un venit care să merite efortul. Și până la urmă ne-am hotărât că ne facem noi birou. În mod normal, parcursul e că după 2 ani dai un examen de stagiu pe care din ce în ce mai puțin îl trec. Și cumva asta iarăși e o problemă, apropo de unde. Că devine mai greu sau e pregătirea mai precară? Mi-e greu să cred că devin oamenii mai preși, așa că singura soluție la ecuația asta e din punctul de vedere că devine tot mai greu. Da, cred că devine tot mai greu. Cred că aici ordinul a început, de fapt, să acționeze cel mai coerent, dacă vrei, nu neapărat într-un sens pozitiv din punctul meu de vedere, dar accesul la semnătură mi se pare că devine din ce în ce, în ce, în ce mai greu. Și tipul de reforme care s-au făcut și modificări la legea 184, majoritatea se referă la condiții de stagiu și cum faci stagiu și tot așa. Și da, asta e o problemă. E cumva simplu stagiu în România față de cum era stagiu în Canada, pentru că știam de la colegii noștri de acolo, dar tipul de valoare a semnăturii e mai mare cumva la noi decât acolo. Pentru că acolo răspunderea nu e a arhitectului cu drept de semnătură, e a companiei. La noi e a arhitectului cu drept de semnătură, adică indiferent că ai o companie cod ca N, cât suntem noi, 7111 sau cât ne fie, tot îți trebuie un arhitect cu drept de semnătură care își asumă în mod personal proiectul, ceea ce la ei nu se întâmpla. Și atunci pe ei nu interesa câți arhitecți cu drept de semnătură au un birou. Era nice to have și o făceau mulți pur și simplu pentru că vreau să treacă de examenele alea, că le dădea un pic de încredere. Nu le creștea, nu le modifica nici venitul, nici nimic, nici măcar încadrarea în profesie cu adevărat. Cel puțin nu la biroul nostru. În alte părți, da. La noi, în schimb, devine din ce în ce mai greu și, da, cred că una din explicații asta de să-i mai ținem un pic în afara Breslei, că sunt buni stagieri. Și cumva chestia asta începe să acționeze mai degrabă ca un soi de ghildă sau de castă în arhitectură. Da, fără discuție. Cred că asta e și intenția, știu. E adevărat, îi ținem afara castei pe unii care sunt totuși mai mult sau mai puțin ca noi, sau vor fi la un moment dat. E puțin probabil vreodată să se întâmple
să nu ia, adică dacă cineva își dorește cu adevărat să devină arhitect de semnătură și a făcut facultatea, la un moment dat tot o să-și ia dreptul de semnătură, că se duce și dă examenul ăla de câte ori e nevoie. Dar mi se pare că în ultimii ani a devenit ceva mai greu și pentru că e mai incert cumva. Există un regulament, numai că e destul de... Na, în Canada era o chestie cu bifat număr de ore și trebuia să ai atâtea ore de șantier, atâtea ore de proiectare, trebuie să nu le dau idei, dar cred că colegii mei de breaslă din Ordin n-ascultă nimeni din podcastul vostru, din păcate, sau mă rog, da, cred că sunt suficient de previzibili. Și bifai numărul ăsta de ore și atunci făceai rapoarte pentru fiecare capitol din misiunile arhitectului. La noi nu funcționează lucrurile atât de normat cu misiunile astea, nu e obligatoriu să bifezi un număr de ore foarte clar și așa mai departe. Și atunci, de fapt, când ajungi la interviu în fața comisiei, încep să-ți cam pună întrebări sau să-ți respingă sau să-ți treacă dosarul în funcție de ce li se pare lor cu adevărat important, nu de o grilă pe care s-o poți completa. Dar, na, și o comisie compusă din arhitecți cu drept de semnătură care trebuie să zică dacă ești și tu suficient de bun să te alături lor. Așa funcționează procesul. După care devii arhitect cu drept de semnătură și de atunci începe o distracție teribilă că nu-ți schimbă viața cu nimic chestia asta, decât dacă te hotărăști să începi singur să-ți faci birou individual de arhitectură, care e forma de organizare de PFA, să zic, în domeniu. Și care, în mod normal, ar trebui să fie un dezastru, dar la noi e super recurentă și foarte des folosită. Cred că din ce în ce mai puțin, dar la un moment dat erau foarte multe. Pentru că însemna, de fapt, că poți să lucrezi mult mai... Cred că mult mai relaxat cu angajații, cu salariile lunare pe care le plătești, da, ca un PFA. Era mai ușor să muți bani dintr-o parte în alta, mai puțin control... Mult mai puțin control, cred, decât la un PFA în alte domenii, apropo de control fiscal și așa mai departe. Și atunci era așa o chestie. Cred că a devenit ceva mai puțin populară, în schimb, presupun că, asta cred că e și motivul pentru care, acolo cred că îți schimbă viața cu adevărat, că devii arhitect cu drept de semnătură, că îți faci birou individual de arhitectură și după aia poți să devii unul dintre miile de angajați pe contract de prestări servicii prin PFA-ul tău cu un SRL care să-ți dea în loc de salariu un tarif lunar. Care însă, na, în toate industriile, dar cred că și la voi se întâmplă chestia asta, înseamnă și că poți fi dat afară mai ușor și că pensia e dacă nu îți o plătești și tot așa. Ai ridicat o problemă interesantă. Cam cum arată piața de arhitectură ca angajat, de exemplu? Adică e concurență mare pe piață? Când eram eu mai mic, era ideea că arhitectura e o meserie foarte bună, e foarte bine plătită, că probabil pentru că nu e concurență, dar... Asta e ca o sinusoidă, așa. Evident că arhitectura e o meserie foarte vulnerabilă din două motive la crizele economice. O dată pentru că știm deja că sunt super periodice și că atâta timp cât nu se schimbă ceva structural dramatic, o să vină o altă criză și un alt bubble imobiliar și așa mai departe, care afectează foarte tare joburile în, să zic, serviciile din construcții. Pe de o parte, pe de altă parte și faptul că arhitecții nu sunt niște foarte buni antreprenori în realitate, tocmai pentru că nu sunt puși în situația de a face niște business-uri super scalabile și așa mai departe. În general, arhitecții se cam vând pe ei înșiși și atunci ajung să construiască în jurul chestiei astea niște birouri ceva mai mari, dar tot numele de pe ușă sunt alea importante, știi? Și atunci cumva sunt foarte vulnerabili la crize pentru că nu au niciun fel de expertiză managerială și bineînțeles că ca orice și antreprenorială din punctul meu de vedere. Și atunci bineînțeles ca orice antreprenor panicat, ce face primul lucru e să sacrifice ceea ce în cazul arhitecturii e principala resursă pe care o ai la dispoziție, angajații. Și inclusiv acum, în COVID, a fost foarte ușor să angajăm în pandemie, din păcate, pentru că au fost multe, multe, multe birouri care au dat afară masiv, 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 din prima zi a intrării în lockdown. După care au găsit tot felul de formule de reangajare, de da, stați acasă pe 75% că o să ni dea statul, da, continuați să munciți, tot felul de șmecherii de astea.
a fost odios, ce să zic. Adică na, am avut astfel de experiențe de la mai mulți prieteni, care am ajuns să le recomand și avocați, unii au ajuns să lucreze cu noi acum și tot așa. Dar s-a întâmplat chestia asta pentru că în general asta se întâmplă, iar un subtren și gata. Și mai mult decât atât, eu am făcut o predicție sinistră atunci că o să vină să ne și învețe oamenii care au făcut chestiile astea, cum să depășești crizele în domeniul construcțiilor. Și mă așteptam că să mai treacă 2-3 ani să mai uite lumea, dar acum, în toamnă, în vară s-au anunțat niște conferințe la care chiar personaje de tipul ăsta o să vină să ne învețe cum e cu reziliența birourilor de arhitectură, cum faci să treci de crize, cum gestionezi în construcții momentele tensionate de tipul ăsta și na. Cum? Dar fac cu toată lumea și închizi 2 luni, că tu ai de unde. Da, na. Ținite și acum în facultate, când a venit unul dintre profesori, na, era relativ recent după criza din 2008. Ținite și acum că era un profesor care venea să ne povestească ce greu i-a fost când a trebuit să închidă și să dea afară pe toată lumea și cum s-a străduit și nu știu ce și așa mai departe. Chestie pe care, da, o simt cumva, numai că în realitate nu cred că le-a fost atât de greu, pentru că cinismul și metoda de răspuns de tipul ăsta e foarte predictibilă, adică o vezi întâmplându-se cu arhitecții foarte, foarte, foarte des, foarte des. Pentru că, în realitate, într-un fel sau altul, ca meserie, ca antreprenoriat în domeniul construcțiilor, noi suntem precari. Adică de o parte avem niște beneficiari care au foarte mulți bani și foarte multe resurse, de partea aia e un antreprenor general care are cel puțin la fel de mulți bani și la fel de multe resurse ca beneficiarul construcțiilor pe care le proiectăm. Și pe urmă suntem noi ca proiectant general, să zic, care suntem până la urmă un birou de servicii, nu avem cifre de afaceri la fel de mare, na, în mod normal reprezentăm așa puricele pe care le dai la o parte, raportat la tipul de business-uri pe care le au clienții noștri. Dar, pe de altă parte, e cumva frustrant când lucrezi la proiectul unui restaurant sau nu știu ce, din care nu ți-ai permite o dată pe lună să mănânci. Și cred că sunt foarte mulți stagiari în situația asta. Știi? Sau, mă rog, nu și-ar permite fie că n-ar avea banii, fie că n-ar avea timp, că n-ar putea să ducă, că numai duminica ar avea liber suficient cât să gândească și duminica dorm că sunt prea obosiți pentru restul săptămânii care urmează. Păi, și ce se întâmplă cu angajații? Că îmi imaginez că nu poți să duci ritmul ăsta de lucru și mai ales instabilitatea asta a locului de muncă foarte mult timp. Ce se întâmplă după 40 de ani, 50? Nu, uite că nu știu să zic. Ai mei amândoi sunt arhitecți, niciunul din ei n-a profesat cu adevărat. Taică m-a făcut practic un soi de dirigenție de șantier, da, pe șantiere industriale, adică a fost oarecum legat de construcții, dar nu de nici măcar de construcții civile. Și maică mea a mai profesat un pic după 90 câteva căsuțe și așa, după care a renunțat pentru că îi se părea prea, prea greu să facă chestia asta singură și deja făcuse o pauză destul de mare cu stagiul de după facultate, a lucrat la Automatica, unde n-a făcut arhitectură, făcea alte chestii, grafică, tot felul de alte povești. Din generația noastră sunt relativ mulți colegi care nu fac arhitectură. Pur și simplu, ori au încercat și au ieșit, ori au încercat și vor să iasă, ori nici nu au mai încercat de frica poveștilor altora și s-au retras definitiv din chestia asta și se mută în altceva. Ăștia care desenează bine în art director și așa, ăștia care scriu bine, fac copywriter, rămân în general în industrii creative. Cred că te ajută cumva facultatea la asta, că ești obișnuit să lucrezi oarecum project-based și cu toate buzzwords astea de project-based, design thinking și așa mai departe. Le simți oarecum natural că le faci în școală, practic le bat cu bâta în tine câte 3 proiecte pe semestru. Dar nu știu ce să zic. Uite că nu știu să zic nici care e numărul mediu de ani pe care îl petrece un angajat într-un loc. Presupun că e foarte depinde foarte mult de când lovesc crizele și în ce moment te prind. Dacă ești mai junior, atunci primul job îl schimbi relativ repede. Un an, doi, probabil că reziști. Dacă ai ceva mai multă experiență și ești ceva mai valoros, probabil că câștigi ceva mai mulți ani într-un singur loc. Dar na, în industrie a fost inclusiv când guvernul Dăncilă a dat măsura asta de reducerea taxelor din construcții,
Au fost birouri care au negociat jumate-jumate cu angajații banii aia, deși ei se cuveneau cu totul evident angajatului că ăla a fost scopul. Și după cum prea îl știi, e complicat să scazi salariul pe hârtie brut unui angajat. E complicat și te expune destul de mult ca angajator. Mă rog, te expune ca angajator dacă te preocupă chestia asta. Dacă nu te preocupă, atunci nu te expune nimic. Mie mi se pare curios că sunt două profesii care mi se pare că ar trebui să fie foarte îndreptate spre social, măcar dacă nu neapărat să fie ghidate așa de un etos mai socialist, medicii și arhitecții, că mi se pare că sunt două profesii care, a căror rațiune e locul omului în societate și problemele care se confruntă nu pot fi rezolvate individual. E, mai e o chestie asta, că mi-am adus aminte acum, apropo de alte bresle. Cred că dacă te uiți pe site-urile altor organizații de bresle, de singura pe care o știu că se numește sindicat, efectiv, e aia din Suedia. Pe de altă parte, chestia care e interesantă e că aproape toate celelalte pe care le-am mai văzut eu, deci site-urile astea ale breslei, sunt cumva mult mai deschise, deci sunt orientate un pic către cine are nevoie de arhitect și de ce ai nevoie de arhitect, și așa mai departe. Astea sunt și pe site-ul Ordinului Arhitecților din România, numai că sunt niște texte poetice, așa, scrise de foști președinți și membrii importanți ai Ordinului. Nu te lămuresc neapărat la ce ai nevoie de arhitect, decât dacă ești arhitect și vrei să te flatezi un pic, să afli ce important ești pe lume. În schimb, ce am încercat să fac și mi-am dat seama că e o organizație care are mai mari probleme în sensul ăsta, a fost să-l caut pe Loren Login în Colegiul Psihologilor, pentru că pretinde că e psihoterapeut și psiholog. Nu știu dacă îl știi pe personajul ăsta. E un pua foarte toxic care are multe vizualizări pe YouTube și pentru că l-am văzut că pretinde că e psihoterapeut și psiholog, mă întrebam cum fac să-l reclam pe unul care pretinde că are o meserie protejată și ea de o organizație de breazlă. Și ăla e imposibil să găsești pe oricine. Adică la noi de bine de rău poți să găsești dacă un arhitect e arhitect. Ai un search engine, scrii numele, afli dacă e în tablou național. La psihologi trebuie să descarci niște Excel-uri care sunt completate de mână, inclusiv cu greșeli de ortografie, pentru care n-am aflat dacă e sau nu. Dar nici nu știu să spun cu curaj că nu e precis. Asta am devenit la un dat misiune, să aflu dacă ăsta e psiholog și cum îl reclam. Înțeles. Și totuși, foarte mulți oameni din profesiile astea au din contra, sunt foarte de dreapta, sunt foarte individualiști, foarte... Da. Deci mă întreb dacă forma asta în care lucrați tinde să determine genul ăsta de mentalitate, pentru că înțeleg că nu sunt foarte multe birouri mari, nu există, nu știu, vreun institut național de proiectare unde să fie mulți arhitecți la un loc care să facă proiecte publice, în schimb sunt foarte multe birouri mici, individuale, o plajă așa foarte dispersată de mici grupuri sau oameni individuali care lucrează și sunt în competiție unii cu alții. Deci nici vorbă, nici măcar legal de sindicalizare. Trebuie numărul minim de angajați dintr-o firmă care ca să începi un sindicat în primul rând și mi-imaginez că sunt destul de puține birouri care ating numărul ăla de angajați. Cât e? 15. Dacă sunt 15, atunci probabil că ar fi destul de multe care ar putea să se sindicalizeze. Adică până și noi suntem 6. Da. Și suntem un birou din punctul nostru de vedere e mic. Păi nu, dar gândește 15 oameni care să fie împreună, să vrea să facă sindicat. Și care să vrea să fie sindicat, da. Și care să fie, să mai aibă cel puțin una al 16-lea care împotriva căreia să se sindicalizeze, ca să zic așa. Că mi-e greu să cred că patronul o să intre și el în sindicat. Devine un hibrid bizar așa toată povestea. Da. Nu știu ce să zic. Bine, cred că e și o chestie de cum arăta meseria înainte de 89, care impune un soi de, mă rog, și niște ciudățenii care se întâmplau și prin facultate. Exista un soi de respect de ăsta extraordinar de mare, pentru care se confunda dincolo de pasiunea pentru arhitectura italiană din futuristă din perioada lui Mussolini, începea la un moment dat să derapeze și niște simpatii politice în direcție, în facultate, știi? Adică... La Mincu sau...? La Mincu, da. Ori atunci, normal că facultatea e de dreapta, când aflai, mă rog, la același curs, e adevărat, că noi față de inginerii de la construcții eram anticomuniști și ăștia erau comuniști. De fapt, discuția nu era atât despre anticomuniști și comuniști, cât că la noi erau mai degrabă simpatizanți ai legionarii.
Da, se revendică dintr-o dreaptă conservatoare, ți-am zis, de asta de liberali care încă cred în trickle-down economics, dar care fundamental erau destul de fasciști oricum în România și când te revendici de acolo, inevitabil cazi și în trunele din problemele pe care le avea inclusiv PNL-ul istoric. Și atunci, cumva pe bazele alea au reformat, cu multă inspirație din alte părți, evident, după 90, meseria. Pentru că, practic, ce s-a întâmplat între 47 și 89 a fost crearea institutelor de proiectare, unde aveai, de fapt, arhitecții buni de dinainte, foarte mulți dintre ei, au devenit șef de proiect și au făcut proiecte foarte mișto. De aia și sunt multe proiecte foarte bune făcute în România socialistă, pentru că erau resursele, pentru că de fapt aveai niște instituții de proiectare în care aveai un arhitect care era într-adevăr mega talentul, care coordona proiectul și făcea partea asta de concept, să zic, după care zeci de alți oameni suport în spate. În plus, sistemul legislativ era foarte diferit, pentru că acum treci printr-o grămadă de ministere, departamente, primării, autorități publice care se calcă pe picioare unele pe altele și așa mai departe, în timp ce, mai ales că legislația a fost construită pe baza unor normative create în baza unui alt tip de economie cu totul și cu totul, în care puteai să zici o școală trebuie să aibă 20 de metri pătrați de teren liber pentru joacă. Minunat, era foarte simplu. O făceai cu 20 de metri pătrați de teren liber, sau demolai ce era în jur și lăsai doar școala, sau era oricum, odată ce trecea prin institutul de proiectare și se decidea că e un compromis acceptabil să aibă curtea mai mică, ăla era proiectul și gata. Acum nu mai funcționează lucrurile așa pentru că legea spune asta și atunci te confrunți cu tot felul de ciudățenii de tipul ăsta. Cred că și sursele de finanțare funcționează într-o oarecare măsură, că știu că acum foarte mult din proiectele astea Da. se finanțează pe fonduri europene, care proiectele de fonduri europene depuse de primării pot fi depuse, au termen limită, care Exact. grăbesc foarte mult rata de executare a proiectului și asta duce în sine la compromisuri. E, și aici cred că e o problemă și cu ordinul, apropo de proiectele pe fonduri europene, că nu a reușit, nu mi se pare că a intervenit și a încercat să ajute foarte mult autoritățile publice în achiziția de arhitectură. Știi? Până la urmă, pot lua bani pe un proiect european de școală, grădiniță și așa mai departe, pe de altă parte ar putea să ia bani și pe un proiect de proiect. Și atunci banii pe proiect să ia într-o fază ulterioară. Asta apropo de ce spui cu grăbitul termenelor. Pentru că de-aia și ajungi la situații de astea de achiziții publice în care cumperi întâi clădirea și după aia știi cum e. Tocmai pentru viteza asta. Ei ce propun, cum îți zic, e concursul. Și unele din concursuri, na, uite, acum un concurs pentru Spitalul de Pediatrie de la Cluj, concurs internațional deschis. Ceea ce e minunat așa, te gândești, da, ce mișto o să fie, Spital de Pediatrie. Numai că un spital este o funcțiune hiperspecializată. Adică eu nu m-aș apuca, noi facem un special școli și grădinițe, cu asta ne ocupăm cel mai mult. Evident că orice arhitect ar putea să facă o școală sau o grădiniță sau o locuință sau un spital. Numai că efortul, numărul de ore și lucrurile pe care le-ai de învățat ca să poți să te apuci și să faci un spital uriaș cum e ăsta, sunt atât de multe încât nu prea e normal oricine să poată să participe la concursul ăsta. Motiv pentru care eu deja am intuiția cine va câștiga concursul ăsta. În ciuda faptului că e un concurs deschis în care vor participa sute de birouri din toată lumea, pentru că na, sunt birouri care au făcut numai spitale. Și se simte chestia asta. Dacă un jur de specialiști se uită pe proiectele alea, chit că sunt ele anonimizate și cum or fi, o să vadă cine a mai făcut 30 de spitale până acum și cine e la prima încercare de a face spital de pediatrie. În general, tipul ăsta de proiecte nu se fac prin concurs internațional. Concurs internațional merge la monumente de efort public, astea, muzeu, sale de concerte, stadion și așa mai departe, unde sigur că există multe restricții și nu e un proiect simplu, dar vrei să obții altceva, nu e o chestie în care funcțiunea e atât de complicată și de dificilă, și de fluxuri, de curat, murdar, de accesibilizare, de tot felul de povești care sunt extrem de greu de făcut pe orice idee și orice concept ai avea. Astea ajung să fie chestii care sunt na, destul de basic. Uite cum sunt și spitalele vechi din București. Și spitalele, mă rog, noi. Na, Fundeniu. Un detalii, megalitul. E o chestie uriașă, ăla e un spital. Și gata. Nu ai cum să-l faci frumos cu adevărat. Poți să faci niște chestii mai interesante, dar
Oricum nu o să ducă lumea să-și petreacă vremea în curtea spitalului, că e frumos. Poate la Colța, dar la Colța e frumos în curtea spitalului și că e clădirea veche și monument istoric și mai o clădire simpatică și că ești pe Magheru cumva. Și dacă ești în curtea spitalului, nu în partea dinspre procuratură și parcare, ci în partea asta alaltă dinspre bulevard, vezi mașini, oameni, nu știu ce. Dar nu poți să zici că mamă, m-aș duce să mă plimb prin curte pe la Filantropia sau... Te-am întrebat când ziceai că nu ne-a plăcut asta institutele de proiectare. Da, nu știu care e explicația pentru care s-au desființat atât de repede. S-au privatizat și desființat foarte repede, unele cu arhive întregi de proiecte construite în România. Și acum avem o problemă un pic, pentru că proiecte de calitate pe care le-au produs, uite, de exemplu, chiar de dimineață am primit un comunicat de la OAR că au scris împreună cu Uniunea o scrisoare deschisă către Primăria Municipiului Satu Mare, care s-a apucat să schimbe pavajul din centru civic. Centru civic din Satu Mare e evident un proiect rezultat prin institut cu Nicolae Porumbescu, cred că îl cheamă, sper să nu spun tâmpenii cu numele arhitectului. E un proiect foarte frumos, e un proiect brutalist, un exemplu foarte bun de arhitectură de anii, mă rog, sfârșitul anilor 70, jumătatea anilor 80, cred că a fost finalizat cam de dată cu începutul Casei Poporului, așa, de o calitate infinit mai bună decât ce s-a făcut în București în perioada aia și probabil unul dintre ultimele proiecte foarte, foarte bune de arhitectură din România. Da, și mă opresc la unul dintre... Da, nu cred că... Nu știu dacă au mai fost oricum la scara asta proiecte atât de bune de atunci. Și na, pavajul, un proiect integrat cu pavajul care se potrivea cu clădirile, care se potrivea cu stâlpii de iluminat, cu băncuțele, cu nu știu ce. Și acum pun niște dale autoblocante din beton ca să facă frumos, știi? Scrisoare deschisă de conservați patrimoniu nu cred că e foarte eficientă și nici nu cred că e suficientă. Da, na, ăsta e tipul de... Dacă mai ții minte, acum vreo 3 ani, cred că fostul președinte al Ordinului Arhitecților se certa cu doamna Firea, tot prin scrisori deschise despre cum se urățește orașul. Da, mă rog, acolo erau și niște interese de pietonalizare a unei străzi care leagă sediul, nici nu știu, cred că e al Ordinului România, de o librărie de pe Magheru, care aparține fostului președinte al Ordinului. Adică, na, sunt... Da, nu, chestia e că eu am fost foarte șocat, deci eram foarte, foarte, foarte nervos pe instituția asta multă vreme, până când am aflat că oamenii ăștia erau, nu știu dacă mai sunt, erau voluntari în funcțiile astea, știi? Și atunci, normal, că dacă te duci voluntar, măcar influența politică să faci. Cum să fii președintele unei organizații de breazlă și să nu iei salariu pe chestia asta? Din ce se presupune că ar putea el să trăiască? În condițiile în care ești ordonatorul de credit și semnezi toate nenorocirile de plăți și de încasări pe care le face ordinul și gestionează bani mulți, pentru că au proiectele alea culturale, au avut banii să-și refacă sediu, tot felul de platforme de digitalizare și așa mai departe. Cine e nebun să-și asume răspunderea pe finanțele unei organizații de tipul ăsta pe gratis complet, altfel decât măcar atâta. Da, legat de scandalul ăla, nu știu dacă mi-l amintesc explicit pe ăla, dar majoritatea lucrurilor care apar în discursul public despre arhitectură sunt astea cu conservarea patrimoniului cultural. Până la urmă, pe asta și-a construit Palmaresu și domnul Nicu Șordan, actualul nostru primar. Da, da. Sau discuții despre de-astea, gen fațadele blocurilor. Dintr-un motiv sau altul pe care eu nu îl înțeleg foarte bine, patrimoniul ăsta pe care încercăm să-l conservăm este al dracu de distrus de oameni. Știi? Cam asta e atitudinea ordinului. Ceea ce e o problemă, pentru că noi trăim într-o situație complet paradoxală, cumva, în care avem proprietari precari în România, foarte mulți. Și zic paradoxală că nu te aștepți că proprietari de case sunt. Așa, sună ridicol când am dat seama de chestia asta prima dată, m-am dat seama din blocul ăsta în care avem noi birou, că în realitate, cu toată bunăvoința, da, sunt proprietari oamenii ăștia pe niște apartamente de lângă Piața Unirii, valoroase. Și ce să facă? De unde bani să refacă fațada, mai ales că e monument istoric categoria B, deci e proiectare scumpă, cu expertiză tehnică, cu nu știu ce, de unde n-au bani? Adică au ajuns să se împroprietărească pe legislația aia de împroprietărire a foștilor chiriași. Blocul ăsta l-am găsit, a aparținut unui
individ care avea vreo 3 blocuri sau 4 blocuri în București și le-a donat în 55 statului român. Cel puțin așa scrie în actul ăla. Știi? Și nu s-a mai întors să le, nici el și nici alți urmași să le ceară înapoi. Și atunci s-au vândut chiriașii la niște sume derizorii la vremea aia, când se desființa practic Icralul, știi? Și atunci au ajuns să fie proprietari pe niște clădiri uzate fizic rău de tot, multe dintre ele uzate și moral, că na, sunt locuințe interbelice, ăsta are niște scări pe care... Dacă na, bunica mea locuia în apartamentul în care avem noi sediu acum, n-ar mai fi avut cum să iasă și să intre în casă de 15-20 de ani, de cum sunt treptele făcute. Că na, în apartament interbelic nu știu problema foarte tare ce faci cu când te deplasezi greu. Da, ăsta e unul dintre motivele pentru care zic că mi se pare că arhitectura cumva ar trebui să aibă o orientare mai socială, sau arhitecții ar trebui să aibă o orientare mai socială, că multe dintre lucrurile astea... Evident, e și partea cu locuirea, că pe lângă loc, blocuri ar trebui să ai școli, grădinițe. De asta mă gândesc că am mai mult ține de urbanism decât de arhitectură și nu știu cât de mult poți să asociezi meseriile astea, dar există și problema asta care zic că de aproape de fiecare dată când vorbim despre arhitectură în spațiu public, vorbim despre conservarea patrimoniului cultural, dar conservarea patrimoniului cultural este o problemă socială, nu e o problemă pe care poți să o pui în cărca individului. Tocmai asta e ce facem, o punem fix în cărca individului, fie în sensul în care îl acuzăm că e prea sărac să aibă grijă de monument, fie că îl acuzăm că e prea bogat să n-aibă grijă de monument. Ori atunci noi avem o problemă noi cum ne uităm la monumentele astea. Dacă nici așa nu se rezolvă problemele cu patrimoniu, înseamnă că e... Și într-adevăr, nu cred că poate fi responsabilitatea indivizilor patrimoniu. Că până la urmă patrimoniu, cine definește că e patrimoniu? Noi așa ca comunitate, păi atunci înseamnă că faptul că se prăbușește e ok, că nu are valoare patrimonială. Dacă statul hotărăște că e important patrimoniul ăla, atunci cred că e datoria lui să găsească niște variante deștepte, altele decât să arătăm cu degetul și să zicem săracilor. Schimb, nu mai puneți termopan, că e urât pe monumentul istoric tâmplăria din PVC albă. Da, e urâtă, e adevărat. Asta e. O să schimbăm când o să avem bani să punem altă. Dar, na, asta e o problemă. Dar de acolo și apare, cred că nu e înțelesă ca problemă socială în facultatea de arhitectură. Și cred că, în general, nici în Breazlă. Din nou, nu-mi place să generalizez nici la adresa Breazlei, pentru că, na, am mulți prieteni care gândesc altfel decât vedem că, decât pare că gândește majoritatea Breazlei, dar habar n-am ce e în mintea fiecăruia din industria asta, știi? Nu cred că e o problemă socială ca atare, pentru că cu câteva excepții nu mi se pare că se discută foarte mult despre contextul social în care se produce arhitectura și na, asta e și nici, dar nici de partea altă când se face critica modului în care se construiește și stilurilor arhitecturale și așa mai departe. Nici aia nu se face prin prisma tipului de arhitectură pe care ne-a adus-o, nu știu, Dallas în anii 90 și tranziția. Când, adică? Păi, nu știu, anii 90 aveau o poezie de asta, de sunt niște clădiri urâte ca porcul, dar care au glumețe cumva, știi, că vedeau oamenii la televizor pereți cortină, știi, cum era genericul de la Dallas cu turnurile, elicopterul care zbura între ele, fațadele alea de sticlă de sus până jos și așa. Asta a generat așa un pic de sunt sigur că a generat inspirație pentru arhitecții români de atunci. Unul dintre arhitecții de succes ai anilor 90, de exemplu, era Dinu Patriciu. Și încet, încet dispar toate construcțiile, mă rog, în special fațade, două fațade știam ale lui. Nici nu era un arhitect rău din Patriciu, era chiar un arhitect bun, culmea. Și între timp dispar, știi, asta de anii 90, nu știu, monumente de anii 90, din păcate era asta de la Marmoroș Blanc, de lângă Banca Națională, nu știu ce fusese, BCR, cred. Un soi de acoperiș semi, mă rog, un sfert de cilindru, așa, și cu fața de cortină, care între timp a fost demolată pentru refacerea monumentului. Dar e cumva păcat că începem să pierdem urmele astea de tranziție, de arhitectură ok din tranziție, cu mijloace relativ puține și materiale proaste și o modernizare de asta mai degrabă văzută la televizor decât simțită sau crescută organic prin facultate și meserie și nu știu ce. Că arhitectura e o meserie care se mișcă relativ încet ca forme, ca estetică și așa mai departe. Suntem pe niște zone, așa, învățăm de la ce fac alții în jurul nostru și cred că mișcăm cu toții către o direcție sau alta și mai e din când în când niște radicali
Dar, anii 90 cred că au fost mișto din punctul ăsta de vedere, că făcea toată lumea ce și imagina că se întâmplă în alte părți. Acum, nu știu, s-ar putea să fie o problemă prea, prea mare, dar vezi vreun fel de a rezolva arhitectura ca domeniu, atât în beneficiu angajaților, să nu mai prestați atât de multe ore, să aveți salarii mai mari, măcar pe oră, dacă nu neapărat în cartea de muncă, dar și ca arhitectură, ca social, adică tot efortul ăsta pe care îl depuneți să fie în scopul societății, ca să creăm spații și funcțiuni mai bune și să nu fie irosit, să nu aveți 7 birouri în competiție, să vă bateți unii cu alții așa de aiurea. Eu da, văd. Mi se pare că soluția, știi, dar e o chestie aspirațională cumva. Vrem să avem o arhitectură de calitate și asta, na, e misiunea ordinului, e asta, spun că își doresc să avem o arhitectură de calitate, atunci de fapt ar trebui eforturile politice să fie către măcar achizițiile publice să se facă într-un mod în care să se poată obține arhitectură de calitate, ceea ce în momentul ăsta nu se întâmplă. E cu investiții publice majore care să treacă prin arhitecți. Chestia asta ar forța invariabil inclusiv coagularea, cumva efortul. Mi se pare că ăla e primul punct. Cum s-ar face achizițiile publice? Adică prin ce? Să dea ORE-ul direct contracte? Sau... Nu, ar putea fi și asta o variantă. Da, uite, de exemplu, cum funcționează în restul Europei, să zic, peste tot în restul Europei. Masiv în perioada asta, eu ce fac e că monitorizez tot felul de site-uri de licitații publice de arhitectură din Franța și din Germania. Din păcate germană nu vorbesc și atunci nu mă le văd și îmi bag unghia în gât că nu avem cum să ne înscriem, că nu suntem în stare să întocmim dosare. Cum funcționează e că, să zicem, ai proiecte relativ medii, de tipul trebuie să refacem fațadele unei școli publice. Evident că pentru chestia asta nu poți să organizezi un concurs de arhitectură, că e ridicol, adică e până la urmă o refacere de fațadă, ai nevoie de niște arhitecți care să facă o muncă destul de tehnică, să redeseneze, să scoată niște cantități, să-ți dea niște caiete de sarcini, să știi câtă vopsea e nevoie și după aia să contractezi un antreprenor general să facă lucrarea aia. Mai ales dacă e o clădire pe care o consider cât de cât valoroasă și ai un calendar complicat de tipul că vrei să o faci peste vară. Cum funcționează chestia asta? De obicei e că se face, în Canada se chema standing offer chestia asta. Organizezi un concurs și zici în următorii 3 ani estimăm că o să avem aproximativ, nu știu, 50.000 de ore de proiectare pentru tipul ăsta de construcții. Și avem nevoie de birouri care să aibă capacitatea să facă anual minim 5.000 de ore de proiectare, maxim 12.000, care să aibă o anumită stabilitate financiară în ultimii 10 ani, care să aibă un anumit număr de angajați, care să aibă un portofoliu relevant pentru ce avem noi de gând să facem, școli, spitale, fațade, la la la. Și organizez chestia asta, care e un concurs de dosare, practic. Și alegi 8 astfel, sau 5, sau 10, sau cât o fi nevoie ca să acoperi numărul de ore de birouri, pe care practic le ai pe un contract de la voi, o să cumpăr orele de arhitectură de care voi avea nevoie. Și în general, sumele pe care le promiți în cazul în care nu cumperi de la ei nimic sunt foarte mici, pentru că orice birou ar vrea să știe că are în perspectivă chestia asta, să facă orele astea de proiectare în niște ani. Asta o dată. Și asta e o formă de achiziție publică masivă de ore, practic angro de proiectare, la care au acces foarte mulți, pentru că în general ce se face ca să poți să te califice, că te asociezi. Uite, și noi am făcut chestia asta pentru municipalitatea din Stockholm. Suntem asociați cu biroul nostru din Canada, biroul nostru de aici și un birou local din Suedia, ca să putem să ne calificăm în tipul ăsta de contract. Nu știm dacă vom ajunge să fim între selecționați sau nu, dar numai prin asociere aveam vreo șansă oricare dintre noi. Deși biroul nostru canadian e mare, adică ar fi îndeplinit singur multe din criterii, tot nu le îndeplinau pe toate. Altă variantă de achiziție publică de arhitectură pe care o mai folosesc e tot concurs, numai că e un alt fel de concurs. Ce se întâmplă în etapa asta e că eu provoc, cum zic, tot de dosare, experiență relevantă pentru un singur proiect. Deci vrem să facem, nu știu, o școală de 150 de elevi. Pentru chestia asta avem nevoie de arhitecți să ne arate că au mai făcut școli aproximativ de 150 de elevi, care au aproximativ un buget cât sperăm noi să fie ăsta și care au, deci practic, care au expertiza să ne ajute cu proiectul ăsta. Și selecționăm din nou 4, 5, 6 birouri sau câte avem nevoie ca să ne facem o idee de care e cea mai bună și optimă variantă. După care vine concursul propriu-zis,
Dar concursul ăla e între ăștia șase și toți ăștia șase primesc o sumă pe care o știu de la bun început, că o vor primi, care e o sumă garantată pentru faza asta, pentru o fază de concert. Și atunci, din nou, nu muncești orele alea pe gratis, le muncești în schimbul unor bani. Dacă ești câștigătorul concursului ăstuia, mergi mai departe și faci tot proiectul mai departe. Problema e, și asta mă uitam și pe site-ul RIBA, care e, să zic, echivalentul AREU-ului din Anglia, e că unul dintre momentele în care suntem noi cei mai vulnerabili e după ce suntem pe terminate cu proiectul ăla mare care ne-a făcut cariera. Pentru că e foarte greu să ai resursele să investești în căutat proiecte noi permanent. Și de fapt, downtime-urile astea sunt cele mai riscante, mai ales pentru un birou care crește pentru unul sau două proiecte foarte mult. Și atunci de aia, dacă ai avea un sistem coerent de achiziții publice, în special de arhitectură, asta ar ajuta mult la îmbunătățirea statutului nostru în breaslă și al meseriei și așa mai departe, pentru că ar crea un pic de predictibilitate pentru angajatori. Acum, ce să se întâmple cu angajații ca ei să o ducă mai bine, asta e foarte complicat, pentru că mi se pare că se încalcă legea gravisim. Ceea ce nici nu știu care e soluția, să nu se mai încalce legea, nu știu să răspund la chestia asta. Să fie toată lumea onestă. Ar fi minunat. Dacă ar fi toată lumea onestă, însă ar crește tarifele. După care niciodată n-am înțeles și în continuare nu pot spune că înțeleg. Îmi creez tot felul de scenarii și încerc cu forța imaginației, dar nici nu știu pe cine se întreb de la ordine de chestia asta. De ce nu intrăm niciodată ca breazlă în grevă? Apropo de ce ziceai de patrimoniu. Ok, pe chestii de astea de exploatare în muncă și așa mai departe, e clar că nu e o problemă care îi preocupă. Dar pe problema de patrimoniu, nu știu de ce nu ordinul n-a propus niciodată vreo grevă. Pentru că nu e imposibilă. Noi suntem, toate proiectele noastre trebuie înregistrate la ordinul arhitecților. Obții o dovadă de înregistrare, de luare în evidență. Și fără ea nu poți obține autorizație de construcție. Deci, amenințarea ar putea să existe. Presupun că nu se întâmplă asta de teamă că toate privilegiile pe care le avem acum prin ordinul arhitecților ar putea fi desființate tot prin decizie politică, prin abrogarea unor articole din legea 184 care ne dau drepturile astea. Că altfel nu știu de ce nu se pune o problemă. De ce e atât de complicat să rezolvi, mai ales o situație de asta în care o municipalitate face un rahat cu un monument istoric. Când e un privat e greu să zici, intrăm în grevă cu toții că nu știu cine își dărâmă monumentul. Aia e stupid. Dar când e un municipiu, greu de spus, sau o autoritate publică, să-i boicotezi, nu știu dacă e imposibil. Da. Acum, știu că și sindicatelor în sine le e greu să intre în grevă pentru că trebuie să întocmească anumite condiții legale. Ăsta e cumva pactul social făcut în urma obținerii sindicatelor, obținerii statutului ăsta pe care l-au de grupări legale și intrarea în circuitul economic. Că, da, normal, înainte, normal. Înainte pe vremuri când s-au făcut, grevele erau ilegale și de-aia erau atât de violente. Corect. Și corect, efectul ăsta de pacificare și nu știu dacă... Da, nu cred. Eu nu știu să se fi... Nu știu, cel puțin de când sunt eu membru, să se fie adus în discuție problema asta. Nici măcar. Băi, n-am putea măcar așa de avertisment să anunțăm că, pe dovezile alea către primăria din satul mare, dacă e o problemă cu modul în care fac intervenția, să scrii ordinul arhitecților, pe dovada tip, să scrie și că ordinul arhitecților nu e de acord cu modul în care se intervine și aveți grijă, suntem cu ochii pe voi. Adică nici nu trebuie neapărat forme atât de dramatice sau de radicale de protest, cum ar fi să oprești pentru o săptămână orice autorizație de construcție în România. Aia e dramatic. Și greu de crezut că se poate. Cum și zici, e și cu acte și cu alte povești. Trebuie să o justifici. Da. Acum bănuiesc că mai e probleme și de coordonare, că fiind atât de dispersați, e mai greu de coordonat. Nu știu ce să zic, pentru că din nou e o chestie a ordinului care hotărăște chestia asta. Adică, până la coadă, noi am putea să ne trezim într-o grevă fiind anunțați că, gata, de mâine, dacă vreți să înregistrați vreo dovadă, faceți-o astăzi, că de mâine nu vă mai înregistrăm dovezile o săptămână. Nu trebuie, pentru că asta e chestia, că nu ar exista alternativă. Adică, conform legii în momentul ăsta, dacă ordinul nu are înregistrat dovezile, nu se pot elibera autorizații de construcții în absența dovezii respective. Prin urmare, nu se pot autoriza, și ordinul e ăla care ia dovada. Adică nu trebuie eu să nu depun la ordin, ci ordinul poate să nu-mi trimită mie înapoi hârtia semnată de președintele Asociației Teritoriale că a fost luat în evidență proiectul. Deci un bottleneck acolo.
Da, ce mai rămâne e și o chestie de mentalitate, adică na, greva e o chestie comunistă, nu facem noi așa ceva. Din păcate, mi-e teamă că mai degrabă pe zona aia. Suntem că de-aia scriem scrisori deschise, știi? Acum, da, cred că e și asta o problemă de fuga de comunism. Nu știu de ce se fuge atât de tare de, cel puțin în domeniul ăsta de comunism, pentru că realmente, cu excepția anilor 80 și demolările masive și așa, chiar și făcând abstracție de niște tâmpenii urbanistice și arhitecturale care s-au petrecut la un moment dat în anii 80, și chiar luându-le în calcul, nu cred că sunt neapărat dramatic mai grave decât tâmpeniile urbanistice și agresivitatea arhitecturală de anii 90, anii 2000, boom-ul din 2008, proiecte de tipul militar residence sau așa, care sunt niște chestii nu foarte mult diferite. Adică nu poți să ai o problemă neapărat cu apartamentele din militar, dar să se pară ok de la militarii residence. Că, până la urmă, sunt într-o continuare firească produse de un regim politic diferit. Diferența e că nu sunt create cu gândul că o să ne ascultăm unii pe alții, nu? Că asta era. Ce învățam noi în facultate e că cutiile astea de carton erau create așa ca să supravegheze vecinii între ei și ca să știi că ești supravegheat de ceilalți. Și acum sunt la fel. Și care e motivul că nu mai e că ne ascultăm unii pe alții și Că e trăim mai ieftin. cu teroare. Exact, bineînțeles. Da, și atunci, în realitate, era tot o chestie de costuri. Dacă te uiți la câte locuințe s-au construit în perioada comunistă față de... și ce producție uriașă de... Na, până la urmă, locuințe sociale, se pot spune, că erau toate construite de stat. E cumva firesc să fie și prețul, că se făceau din prefabricate, dintr-o grămadă de chestii. Dar, cred, am zis că, din punctul meu de vedere, cel mai important e cu comanda publică și cu calitatea investițiilor publice în domeniul construcțiilor, care e, în general, mizerabilă în România. Sunt câteva excepții, numai că excepțiile alea sunt atât de puține și nesemnificative încât nu sunt neapărat de laudă. Asta voiam să zic când enumerai modurile prin care s-ar putea reforma cumva achizițiile publice, că cel puțin a doua metodă pe care ai spus-o sună oricum mult mai costisitoare decât ce se întâmplă acum, și prima ar aprinde de-astea beculețe de alarmă cu privire la corupție, care e o altă chestie care ne preocupă foarte Păi mult. da, dar de fapt problema e că noi am ales, de dragul luptei împotriva corupției, să mergem practic pe varianta de desculți, așa, adică suntem, știi că aia e problema, că în realitate de frica corupției, achizițiile publice au ajuns să meargă pe prețul cel mai mic în construcții. Ceea ce înseamnă că construim într-adevăr niște rahaturi, dar măcar nu se iau șpoci, ceea ce nu e fals, că corupția e un fenomen, na, până la coadă, care ține de altceva, nu de... alea sunt fapte penale sau măcar de natură civilă, dacă nu penală. Dar majoritatea faptelor de corupție cu statul sunt de natură penală. Prin urmare, nu văd de ce să construim legislație care să, nu știu cum să zic, să fie în afara oricărei suspiciuni. Că nu poți. Adică, până la urmă, indiferent care e rezultatul, tot o să fie cu suspiciuni. Că nu are cum să nu fie cu suspiciuni. Da, asta e. Suntem obișnuiți să vedem corupție pe peste tot. Justificat parțial. Pe de altă parte, cred că e o problemă asta în care ajungem să construim, cum îți ziceam, pentru că în realitate corupția, e adevărat, e mai scump procesul de achiziție al proiectării, dar nu e neapărat mai scump procesul de construcție sau procesul de achiziție al clădirii. Și aproape sigur nu e mai scump pe termenul de viață al unei clădiri. Dacă construiești o școală sau o grădiniță, mergând pe procesele clasice, astea în care cumperi întâi arhitectură și după aia afli cât costă și după aia o construiești, e cu siguranță pe perioada de viață a construcției mai ieftin decât să cumperi întâi clădirea, indiferent de condiții, la prețul cel mai mic pe care ți-l poate oferi un antreprenor general și să te aștepți că în 50 de ani aia e o clădire ok și care funcționează. Dar e loc și pentru tipul ăsta de design build, pentru că e foarte mare nevoia de orice fel de infrastructură în multe domenii. Și atunci, dar oricum nu se întâmplă nici alea, adică nu e ca și cum excelăm la capitolul investiții publice în design build-uri de astea, să construiesc la școli și grădinițe în România de nu mai e loc de ele. Pe de o parte, da, tocmai pentru că facem puține, mi s-ar fi părut mișto să le facem bine. Chestie care ar fi fost și un reper, apropo de, nu cred eu foarte tare în chestia asta, dar cel puțin, na, noi lucrăm majoritatea școlilor, ori nu le lucrăm în România, lucrăm în Canada sau Suedia, ori le lucrăm pentru investitori privați.
Cred că în momentul în care ai un reper în școlile publice care te bat un pic la calitatea construcției, e greu să vii și să te zgârcești în vreun fel. Că trebuie să bați școlile publice când oferi educație privată, la capitolul ăsta. Și atunci, și aia e o problemă. Știi, un race to the bottom pentru toată lumea. Noi, între noi, arhitecții, suntem pe race to the bottom. Băgăm cât de puține, de fapt, cât de multe ore putem la cel mai mic preț posibil ca să avem de lucru în continuare. Antreprenorii fac același lucru, autoritățile publice fac același lucru de frica corupției și să nu fie nimic contestabil în ce fac ei. Și atunci ajungem la un race to the bottom de ăsta în care construim câte o chestie care e așa, am făcut-o, nu e bună de nimic, se strică repede, igrasie, mai cad acoperișuri, mai nu știu ce, dar e făcută. Și e bifată. Și e bifată și toată lumea, și nimeni nu are nicio răspundere pentru ea, de fapt, pentru că, de fapt, și aici e, știi, da, mă rog. Dar nu e corupție, nu sunt suspiciuni de corupție. Ceea ce, mă rog, ele tot sunt, da? Aia e. Eu cred că e și mandatul de 4 ani o problemă. Că 4 ani pentru un proiect de arhitectură, dacă vrei să-l organizezi ca lume, e puțin. Ajunge domnul primar să arate doar poze la finalul mandatului, nu să taie pantofi. Și nu știu dacă mai știi, dar s-a ajuns la situații de astea ridicole în care, cred că la Piatra Neamț a fost inaugurat un WC-ul la un liceu. Liceul avea WC-uri, dar s-a făcut o amenajare interioară a grupurilor sanitare și a venit primarul să taie panglica. E ridicol dacă ăla e nivelul de instituție, de investiție publică la care te duci să tai panglica. Da. Și uite, cum se mai inaugurează proiecte care nu sunt gata. Cum a fost cu ăsta, pasajul Basarab. Că s-a tăiat panglica odată când era Elena Udrea ministru și l-a inaugurat separat, pe urmă a venit Oprescu, l-a mai inaugurat odată, pe urmă l-a mai inaugurat încă o dată pentru că au zis că de fapt niciuna din inaugurările alea nu au fost după darea în funcțiune, ci după recepția finală a lucrărilor și atunci își tot găseau tot felul de pretexte să mai tai odată panglica pe focul ăla. Ceea ce e foarte mișto, dar asta e problema. Cu 4 ani, știi că e și plăcuța aia, se vede din tramvai cu început de Băsescu, finalizat de Oprescu. Așa arată proiectul ăla. Tocmai pentru că, da, e firesc, adică e până la urmă un proiect uriaș. Ok, poate să dureze 8-10 ani, e ok. De când începi, mai ales de când începi desenele pentru el. După aia sunt toate părțile astea legale de exproprieri și alte povești. Primarul, dacă vrea să taie panglica, trebuie să fie gata repede. Ca să fie gata repede, că tu ziceai de fondurile europene și cum funcționează ele. Eu cred că e și explicația ciclurilor electorale aici. Și un anumit tip de dorință politică să termin proiectele, indiferent cum sunt, mai degrabă decât să le faci bine, pentru că, de fapt, trebuie să-ți justifici cumva finalul de mandat. Și mai e și celebra discuție cu studiile de fezabilitate, care au fost surse de corupție și sunt bancul bancurilor și nu știu ce. Dar pentru care nu mai facem studii de fezabilitate, că acolo e corupția. Și atunci nu știm cât ar trebui să coste, ce ar trebui să coste, de ce avem nevoie și așa mai departe. Că rostul studiului de fezabilitate aia e, să vezi dacă merită sau nu să te apuci de o chestie. E adevărat, sigur că era corupție multă, dar problemele cu corupția nu sunt legate de proces atâta cât de corupție. Nu știu cum să zic. Da. Sunt legate și de o anumită luptă pe scarcity, adică când e lipsă de resurse, de fapt cam atunci apare corupția, când e zgârcenie mare și încearcă Corect. actorii care au posibilități practic să-și cumpere accesul la resursele publice, care dacă nu ar fi atât de zgârcite. Corect. Pe de o parte, pe de altă parte, falimentarea și strategia asta de restricționare a investițiilor publice de frica corupției, pentru că, de fapt, ce face, și mie asta mi se pare foarte caragios, că la noi în construcții se vede foarte bine chestia asta. Cu cât ai legi mai dure și variante mai dure de a verifica, controla și așa mai departe, cu atât o dată crești costurile ălora care trec pe bune toate controalele și înlesnești accesul corupților la corupție pentru că lucrurile nu îi încurcă. Adică e foarte ușor să te reașezi când în jurul tău că legislația nu îți dă portițe de tipul, da, poți să dai șpagă primarului, dar numai în cazul ăla și ăla și ăla nu. N-ai voie să dai șpagă deloc. Și atunci, dacă tot ești dispus să o dai, nu te mai interesează că o dai pentru mai mult sau mai puține favoruri de tipul ăsta. Plus că de multe ori eu nu cred că e o chestie de șpagă, cred că e o chestie e atât de întortocheată toată legislația în domeniul construcțiilor și de complicată, încât e o chestie de încredere, de tipul, bă, ne știm cu ăștia, au făcut o treabă ok, dar a trecut, n-a murit nimeni, n-arată rău, au respectat cât de cât și proiectul, sunt băieți mișto, bagă bani mulți în clădiri,
hai să-i ajutăm să treacă mai departe. În timp ce când apare alt investitor mai, care e nou în chestia asta, ăla trece prin furcile caudine de a intra în cercul ăsta în care cineva să-l ajute, pentru că n-ai încredere. Bă, dacă faci o tâmpenie, dar cum să verific eu, angajat la primărie, la departamentul de urbanism, 600 de pagini de caiet de sarcini să văd dacă respectă proiectul de autorizație de construcție, sau de la ISC, pardon. Ca a existat la un moment dat legea că ăștia de la ISC trebuiau să verifice coordonarea proiectului, care sunt uriașe, adică nu știu cine și-ar asuma nici pe bani să facă chestia asta. Or, ăștia tot pe salariile de la ISC, de la stat, trebuiau. Și n-aveau când oricum. Mai e o chestie aici, cumva corelată, tot așa prin concursurile astea de achiziții publice, nu știu sigur în ce măsură se întâmplă la voi, dar în industria mea și în altele, apare fenomenul ăsta că se depun contestații după ce se câștigă proiectele și asta mai întârzie executarea proiectului pentru că trebuie rezolvată contestația aia depusă de firma care a pierdut. Și după aia trebuie să vedem dacă a fost câștigat într-adevăr în regulă proiectul, dacă n-au fost acte de corupție sau de conflicte de interese, dacă documentația a fost corectă, și asta e în sine o ineficiență care se face până la urmă tot pe banul public și tot în dezinteresul cetățeanului, pentru că... E adevărat. La noi, pe tipul ăsta de concursuri, care, cum ziceam, sunt foarte populare în Franța, deja la cu dosarele selecționate, acolo e mai simplu cu contestațiile cumva, pentru că, de fapt, în afară de partea de dosare și acceptarea dosarelor care e contestabilă, partea asta alaltă e a unui juriu profesionist care zice, băi, asta e soluția care răspunde cel mai bine temei. Și dacă adun 5 arhitecți într-un juriu și îi pui să explice de ce e cel mai bun proiect de acolo, poate să-ți facă fiecare cât un referat să-ți spună de ce e cel mai bun proiect, fără, și e greu după aia să zici, bă, nu, că da, e părerea lor. E adevărat că e părerea lor, dacă e o părere argumentată de niște specialiști în domeniu care au dreptul să facă parte din juriul ăla, e foarte greu de argumentat. E motivul, de exemplu, pentru care la Mincu nu se acceptă contestații la admitere. Pentru că se consideră că, da, evident, e subiectiv până la un anumit punct, dar în realitate dacă te duce să faci contestație, se fac vizitele, să zic așa, deci se expun toate proiectele de la admitere, mă rog, desenele de la admitere, și sunt membrii comisiei care se învârt pe acolo și vin, evident, părinți revoltați să-i întrebe și să-i ia la rost, dar de ce desenul ăsta e așa și a luat mai mult ca al Fimiu care e acolo și așa. Și e foarte ușor că discuți pe un desen cu un specialist, e super asimetrică informația. E foarte ușor pentru ăla să justifice de ce un desen e mai bun decât altul, că are tot limbajul. Că nu o să-l crezi, aia e altă discuție. Dar până la urmă, legal nu contează că-l crezi sau nu. Iar în varianta aia altă de standing offer, da, aia așa asumă faptul că lumea contestă și nu știu ce. Pe de altă parte, dacă tu îi selectezi pe ăștia 6-7 pentru următorii 5 ani, la un moment dat, indiferent cât din ei la ce o să conteste, tot o să aprobe rezultatele alea și evident că nu-i contractezi pentru un proiect despre care știi în momentul ăsta că o să-l faci, ci pentru niște proiecte la care te aștepți că le vei lansa în următoarele luni, știi? Și ele funcționează ca forme de, că de asta zic, adică nu sunt, funcționează ca forme de achiziție publică în Suedia, în Franța, în Canada, sunt cunoscute ca forme de achiziție publică de servicii de arhitectură. Mai eficiente în general și mai fair pentru breaslă și arhitecți decât concursul deschis, ăsta la care primești o temă și o rezolvi și trimiți desenele și ai un câștigător, un loc 2 și un loc 3 și niște mențiuni. Și alea mi se pare alternativa pe care o propune Ordinul. Mi se pare că e cea mai puțin productivă și cea mai puțin avantajoasă pentru noi ca arhitecți. Și din cauza asta, de fapt, nici nu cred că ajunge să se generalizeze, pentru că o dată că sunt scump de organizat și astea, nu sunt ieftine, evident. Și în al doilea rând, că sunt e relativ mică participarea, pentru că e greu să găsești atâtea ore. Plus că e bine să te înscrii și cu ingineri de structuri pe care nici pe ăla nu-l plătești, e bine să te înscrii și cu un expert în restaurare dacă e pe monument istoric și nici pe ăla n-ai de unde să-l plătești, tot așa. Păi, eu cred că te-am ținut destul și să nu te întârzi la alte treburi. Mersi că ai venit și e fost o discuție interesantă și cu probleme care cred că se suprapun pe multe alte domenii, pe arhitectură, și până la urmă cred că asta vreau să reliefez, că sunt multe probleme în societate cu care ne confruntăm cu toții și despre care ar trebui în prima fază să vorbim și să le conștientizăm. Poate mai găsim subiecte să vorbim dacă vrei să mai vii. Da, sper că o să fie interesați și alți oameni din profesii liberale să aibă o discuție asemănătoare, pentru că cred că sunt subiecte despre care trebuie să vorbim și să le conștientizăm și să... Da, că până la urmă
ceva trebuie să facem. Da. Deci, mersi și ne mai auzim. Pa! Cu plăcere. Pa, 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 pa.